Sportul este ingredientul minune al unei vieți sănătoase. În viața copilului oferă multiple beneficii, nu doar la nivel de dezvoltare fizică armonioasă, ci și la nivelul socializării și al sănătății pe termen lung. Din acest motiv, sportul trebuie practicat începând cu cele mai fragede vârste. Dacă copilul dumneavoastră nu practică încă un sport, nu vă rămâne decât să-l duceți la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște. Aici veți găsi 7 secții sportive: atletism, basket, handbal, fotbal, judo, lupte libere și volei. Cei care încă nu fac parte din grupele de sportive ai Clubului Sportiv Târgoviște, sper să vină pe timpul vacanței, pentru că dacă timpul le va permite, selecția la noi este permanentă și toate grupele de copii și juniorii și continuă activitatea, de aceea atât la sporturile de echipă, fotbal, basket, handbal și volei, cât și la sporturile individuale, atletism, lupte și judo, grupele noastre vor fi în activitate. De menționat că nu se percepe nicio taxă pentru înscrierea copiilor. La Clubul Sportiv Școlar Târgoviște nu se percep taxe. Pentru înscriere este suficient să se prezinte la selecție și dacă vor trece selecția, au abilități pentru sportul de performanță, cu siguranță vor fi acceptați aici, pentru că, v-am spus, selecția la copii și juniori este permanentă și întotdeauna când apare un element de perspectivă va fi inclus la sportul care corespunde. Directorul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, Cătălin Tănase, așteaptă ca și sportivii legitimați deja să manifeste un interes la fel de mare în perioada de vacanță ca în sezonul competițional. Chiar dacă mai avem puțin până se va încheia anul școlar 2013-2014, sportivii Clubului Sportiv Școlar Târgoviște nu vor lua vacanță, sau cel puțin vacanța va fi foarte scurtă, pentru că se știe, în viața sportivă perioada de tranziție este destul de scurtă și nu prea avem timp foarte mult de vacanță. Antrenamentele, sacrificarea timpului liber și a anumitor plăceri, efortul organizat îl fac pe copil mai responsabil și mai atent, arătându-i că fără muncă și sacrificii nu poate ajunge în vârf.